Domnul Iure, în 2020 erați alături de noi, erați pentru starea de urgență. Domnul Bolea era deputat, domnul Slusăr era deputat, erați pentru starea de urgență. Iată acum nu înțeleg de ce nu sunteți pentru starea de urgență. Ați spus comisiile, da, să elaborează niște acte de constatare la nivel de raion. Dar când se declară starea de urgență, beneficiază și când mă duc eu la bancă, beneficiază de certificat de forță major doar gospodăriile afectate. Cei care nu au acte de constatare, nu trebuie, ei nu pot să beneficieze de această forță majoră. El nu are acte Sergio. Constatatoare. Și ceea ce vorbiți dumneavoastră, asta este un nimic. Dacă la nivel de raion ați spus, la nivel local ați vrut să declarați stare de urgență, deja lucrurile trebuie să fie făcute. Noi suntem în luna octombrie. Ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic. Noi suntem conturi Sergio. Blocate, noi trebuie să vindem producția la prețuri de nimic și să achităm ratele, să achităm impozitele și așa mai departe. Concret, iată, noi batem pasul pe loc. Ce s-a făcut concret? Pentru că noi vedem la vecinii noștri cum s-au luat măsuri. La noi ce măsură concret s-a luat?